și domnilor, un om calm, de profesie calm, Mihai Albu alături de noi. Bun găsit, Mihai! Bine v-am găsit! Chiar era, mă gândeam, era belciugatele, nu? Da. Și era beligeranță. Da. Beligeranță. Beligeranță. Radu Beligan, cum era celebrul Catren, spus de maestrul Beligan. Acum suntem alături de Mihai. Vă mărturisesc că am renunțat la o idee care circula prin redacția noastră să ne aducem aminte de imaginile pe care noi le-am difuzat acum un an de zile, când Mihai era alături de mama lui absolut minunată. Am discutat despre această temă și nu vreau să mai deschid această rană, pentru că Mihai este un om calm, dar în același timp introvertit și în interiorul lui suferă pentru toate aceste lucruri și nu vreau să răsucim cuțitul în ramă, cu atât mai mult cu cât Mihai este îmbrăcat în culori închise, pentru că între timp am povestit și cu el, s-a prăpădit și fratele lui. Da, acum o lună. Acum o lună, Dumnezeu să-l ierte. Fratele locuia în Canada și din ce-mi povestea Mihai, că ne-am întâlnit noi așa, că suntem prieteni la o șuietă și m-a ajutat el cu o chestie, că e maestru în tot ceea ce face, o să vorbim imediat și despre colecții și alte lucruri, a fost un deces neașteptat, practic. Neașteptat, na. Cu 10 ani mai mare fratele meu decât mine. Tânăr. Tânăr, sigur. Da, neașteptat. 5 luni după mama. Adică în 5 luni de zile am pierdut și mamă și frate. Nu da. Este, adică este chiar un moment greu. Înțeleg că el a fost ok și la un moment dat i s-a făcut rău. Da, a făcut stop cardiac. Stop cardiac. Deși el avusese alte suferințe care erau ținute sub control. Da. Avea tot felul de boli. Da. În sfârșit, dar n-aveam nicio treabă cu ce s-a întâmplat. Da, nu din cauza lor. Bun, mai știu de la Mihai și o să vă spună el poate mai mult că urmează să îndeplinească cumva un vis al familiei, pentru că acolo unde este mama ta va veni și fratele și va veni și tatăl, care este... Da, ți povesteam, m-ai luat la fix. Da, tatăl meu a fost acum 45 de ani, a fost înmormântat în Lancrăm. Deci tu l-ai pierdut de foarte tânăr. Da, 16 ani aveam. Vai. Și a fost înmormântat în Lancrăm, satul lui Blaga. Așa da? Este. Așa chiar au fost vecini. Da? Bunicul meu a fost coleg de clasă cu Blaga. Ce tare! Da. Și cu Lucian Blaga. Și am găsit un loc de veci în București, în sfârșit, și ca să o conving pe mama cumva, ca să o mormântez când va fi cazul, să o mormântez în București, am promis că l-aduc pe tata. Ceea ce voi face. Și acum s-a întâmplat și cu fratele meu, așa că o să-l aduc și pe fratele meu în București. Am mai aflat, de exemplu, că fratele tău, dar asta nu a fost, a fost și s-a făcut acolo o slujbă ortodoxă, așa cum se cuvine. Da. Cu tot, fratele tău a fost incinerat, nu? A fost incinerat, că acolo biserica ortodoxă are o... să zicem, o dispensă, da, că se pot, pentru că sunt foarte scumpe locurile de veci, nu se găsesc, mai ales în orașul unde era fratele meu, în Vancouver. Vancouver, oraș uriaș. Oraș uriaș, da, și atunci admite și incinerarea. Deci atenție mare, Adriane. Cu slujbă, cu tot acâmul, da. Cine se prăpădește în Canada, nu-i treabă ușoară. S-ar putea nu oriunde în Canada, dar sunt anumite... În Vancouver, câteva mii de... Câte mi-ai spus? Da, e din mai... Deci, mii de dolari. Un loc de veci, 20.000 de dolari, un loc de veci și mormântarea cu tot acum o să ajunge undeva pe la 30 ceva de mii de... Și atunci familia aleg într-un mod justificat. Da, dar nici nu găsești. Incredibil. Nici nu sunt locuri de mormântare. Incredibil. Nu? Și atunci a există incinerat. Varianta asta, cum fac și majoritatea celor. Și biserica a înțeles, acolo, că noi e o chestiune obiectivă. Și a dat această dispensă, biserica ortodoxă, că acolo unde este cazul se aplică și... Va veni și fratele tău, rămășițele, să zic așa, cerușa va veni. Urna. Acum, sigur, dacă a avut o slujbă... Există certificat și atunci pot să-l prezint și voi face înmormântarea urnei. Bun, va fi înmormântarea urnei și nu numai asta. Acum, e o întrebare și vreau să pun și eu această întrebare, o arunc în eter așa. Dacă a beneficiat, dacă s-a ținut o slujbă
a preoților ortodox, a unui preot ortodox în Vancouver, cu siguranță că se va putea, da, și se va putea aici, putea deși aici. La noi cei care aleg să fie inspirați. Așa este, m-am interesat, chiar e ok, da, da. E ok, da, deci da, asta va fi. Da, da. Într-adevăr, nu sunt... nu sunt momente, adică sunt momente foarte grele și Mihai le întâmpină cu foarte multă demnitate. Îl vedeți că, adică noi ne-am văzut acum o lună de zile și într-adevăr era un moment foarte greu pentru el. Atunci, dar, da, da. Acum, sigur, mi-am mai revenit, nu că mi-am revenit, m-am obișnuit cu ideea prin tot ce s-a trecut. În sfârșit, trebuie să privesc înainte. Am și o relație foarte bună cu iubita mea. O doamnă absolut extraordinară, da. Doamna doctor, o vedeți aici. O personalitate foarte discretă. Da, da, da. Personalitate discret. Că e medic și un medic foarte bun la un spital privat din București. Da. Și cumva Dumnezeu a zis... Da, pe o parte... Are grijă de tine cineva, nu ești singură în și treaba asta. Și uite că am reușit încă din timp, am pregătit colecția de primăvară-vară, la care am lucrat o bună perioadă de timp, chiar dacă au fost aceste întreruperi, mi-am văzut de treabă, chiar am un foarte mare drag să aștern pe hârtie, să fac tipare, să dau mai departe în lucru, abia aștept lansarea colecției. Am un client foarte pretențios. Toți cei, toate doamnele cliente, care te doamnele, aleg. Clientele mele care mi se adresează, știu la ce să se aștepte, știu ce să-mi ceară. Sunt foarte foarte documentate, ca am să înțeles. Spunem așa. Deci atragi ceea ce ești, cum s-ar spune. Da. Tu ești și sofisticat și ele. Noi lucrăm foarte mult manual, personalizat, nu facem două produse la fel, chiar dacă e același model, acele două perechi de pantofi, același model, nu sunt la fel pentru că sunt lucrate manual. Și ele au diverse foarte diferențe. Tari. Deci cine are pantofi de la tine are pantofi unicat. Unicat, da, 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 da. Atâta timp cât se lucrează 60-70% efectiv manual, strict manual. De, doar mașina de cusut ce mai trage cusături. Da. În rest totul e manual. Acum o lună când ne-am văzut noi, felicitări, avem și am văzut și câteva imagini foarte frumoase. Avem dar știu că întotdeauna aștept cu întârziere de materialele de la mine. Scuză-mă pentru asta și scuză-mă în general, pentru că nu tot timpul reușesc să-ți dau la timp, dar tu mă înțelegi pentru că sunt prieten. Dar astăzi nu despre asta este vorba, este vorba despre tine, pentru că ești un om minunat, pentru că ești un tată minunat, ești un om fantastic, un prieten deosebit și este vorba despre tine pentru că este ziua ta. Iar eu îți doresc din toată inima mea un călduros la mulți ani, îndeplinirea tuturor dorințelor, să fii sănătos, să ai parte numai de bucurii, toate dorințele tale să se realizeze și să fii alături de familia ta minunată, cel mai împlinit om forever. Eu cred că astea sunt ingredientele importante pentru a avea o viață fericită. Îți doresc din toată inima mea aceste lucruri. O zi frumoasă în continuare, petrecere frumoasă și iartă-mă dacă mai greșesc din când în când și nu ajung la tine în platou, dar știi că atunci când pot, vin. Te pup! La mulți ani! Te pup cu drag, Cristi, și îți urez clasicul mare hâț cu la mulți ani, să fii sănătos, că asta este cel mai important, la cât mai multe emisii pe TV, acolo unde te-am cunoscut și ți este locul de ani de zile, să ai familia aproape și să ciocănești înainte cu aceeași energie bună pe care o știm de la tine de ani de zile. Doamne ajută, la mulți ani! Te salut, Cristi, și te îmbrățișez la mulți ani. O zi frumoasă, cum e sufletul tău, merită o plimbare în mijlocul naturii, puțin tel în pădure. Da, vine undeva pe acolo, prin spate, cu Angelica, cu încă un prieten. Ne bucurăm de ziua asta frumoasă, dar ne gândim și la tine și îți urăm din tot sufletul la mulți ani și să-ți fie tot restul vieții așa cum ți-l dorești tu și așa cum ești tu și faci mereu tuturor să le fie bine. Te îmbrățișăm și îți mulțumim. La mulți ani, Cristi. Mulțumesc.
Ce a fost chestia asta, că eu nu știam că urmează să mi se întâmple treaba asta. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, sâmbătă 9 martie am împlinit o vârstă foarte frumoasă, 51 de ani. Nu mă ajută fața, dar atâta. Mihai a fost evident ești unul dintre... Farin. Da, mi-aduc aminte acum vreo 15-17 ani. Era Mihai la Rădulescu la duminica în familie și eu pot să împlinisem 31-32. La un moment dat se întoarce Mihai la către mine. Câți erai? 32 de ani. Puiet! Și a plecat. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Apropo de faptul că Mihai este aici, un prieten vechi și evident am schimbat mesaje în acest, în acest weekend. Acum să vorbim și de cele bune, că despre asta a fost vorba. Ce mai face Mica? Bine, e în clasa 8-a, se pregătește, meditații, are treaptă, cum spuneam noi pe vremuri. Are încotro sau va fi tot în modă? Pentru că cu doi părinți pasionați de modă... Sigur că are inclinații și ar dori diverse, dar deocamdată trebuie să... Pune mâna pe carte. Să pună mâna pe carte, să ajungă la un liceu bun. Note mari trebuie să... Sunteți bine, vorbiți, sunteți... Da, vorbim. Totul e în regulă, da? Da, ținem legătura foarte des. Cu văzutul mai puțin, pentru că e normal, am înțeles că... Anul ăsta... Da, are mult de învățat, are mult, nu-și poate permite să aibă o zi, două, cu pauză. Iar să vină să facă lecții, la mine, sigur, ar fi putut, dar are multe meditații în perioada am asta, că se apropie... Și... Adică acum ai... e justificat. Da, e justificat, acum e ok. Și dar vă puteți susțin, vedea online. Are... Da, ne vedem online, vorbim și pe chat, video, sigur, avem, vorbim des, mă sună cu orice problemă oare. Uneori chiar probleme de matematică, mai doctor, mai la geometrie, acolo sunt mare priceput. Dați o secundă, dacă cumva ați uitat, Mihai este absolvent de arhitectură, da, am mâncat geometrie, grupa mare. Și nu numai geometrie descriptivă. Deci, aia mi-a plăcut și mie. Atât a rămas din cariera mea foarte scurtă de student la instalații, vai, de bine că nu v-am făcut eu țivile pe-n casă. Deci, geometria descriptivă, 10 fără probleme. Da, mă rog, uite unde am ajuns. Foarte frumos. Mihai are, după cum vedeți, toate motivele să aibă speranță și optimism în acest an, pentru că fata lui Mica, frumoasa și talentată, are un examen important, pentru că este iubit, pentru că îl caută doamnele pasionatele. Chiar de este începutul ăsta de an, este ca un ca niciodată. Sunt căutat, sunt mi se cer sfaturi, vin femeile să, clientele să vizioneze, adică am un început de an foarte bun. Îi doresc asta lui Mihai, pentru că este un suflet extraordinar și în niște ani cărora tuturor le-a fost, ne-a fost greu, acum vede și mai mult cât de mare e luminița. Nu mai e luminița, e Edita mai luminoaia. Edita mai farul. Doamnelor, domnilor, far să fie. Mulțumesc foarte mult, Mihai. O avem imediat cu o surpriză pe... Dragul meu prieten Cristi Franco, chestia noastră durează de aproximativ 25 de ani și sper să nu se sfârșească niciodată. Cu ocazia zilei tale de naștere, îți doresc multă sănătate, glorie și iubire și mult succes în tot ceea ce faci. La mulți ani! La mulți ani, Cristi Brancu! Să fii sănătos, fericit, voios și să rămâi o inspirație pentru cei din jur. Te pupă o zi! La mulți ani, Cristi! Să fii sănătos, norocos și fericit! Eu sunt împreună cu surioarele Luminița Angel și Nico. Suntem la Botoșani, avem concert și de aici îți urăm... La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, Cristi! Viața lungă în televiziune și nu numai, alături de familia ta frumoasă. La mulți ani! Vă iubiți! Toate cele bune, te pupăm! Mulți ani! Mulți ani! Da, doamnelor și domnilor, ăsta este răsfățul acestei meserii, că poți să primești de la oameni minunați, în momente frumoase, gândurile cele mai frumoase. Mihai, îți mulțumesc foarte mult. Încă o dată, la mulți ani, am zis mai devreme. Dar noi ne-am înțeles. Asta e stabilită deja. E stabilită, da. Mihai Albu, doamnelor și domnilor, în partea cealaltă am o...